Acestea fiind zise, o să mergem mai departe și o să ajungem să vorbim despre noua realitate și o adaptare la un stil diferit de muncă. Și în această vreme unde vorbim mult de hibrid și de locuri, deosebit așa, o să mergem pe shop floor la Arctic România și o să vedem cum încercăm să ne adaptăm la o piață a forței de muncă mai greu încercată de realitatea socioeconomică și o nouă cultură de lucru. Și pentru asta o să avem alături de noi pe Patricia Bazna, Industrial Relationship Manager la Arctic. Patricia, dacă ne auzi, bine. Bună, ai. Mihai! Bună tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim că ai venit. Mie îmi plac, eu sunt inginer la bază, știți? Și sunt atipic pentru conversațiile astea câteodată, mai ales din zona poate mai soft, așa, și am o pasiune în zona de psihologie și care sunt nevoile oamenilor și o să fac tranziția asta, dar îmi place ori de câte ori ajungem pe shop floor. Am trăit printre mașinile de producție de la Dacia, așa, când am crescut acolo. Și vreau să văd cum e la Arctic și o să iau tichetul ăla de a vizita la Open Doors, Patrica. Te rog, te așteptăm, chiar te așteptăm. Ce ne-ai pregătit astăzi? Hai să vedem, sper să și meargă prezentarea. Meargă cu siguranță, se vede deja. Ok. Dacă intrăm și pe full screen, gata, perfect. Este ok. Bun, eu o să încep prin a vă spune câteva cuvinte despre Arctic și despre grupul Arcelic din care facem parte, pentru cei care poate n-au auzit de noi, deși noi ne dorim ca toți românii să dețină măcar un produs Arctic pentru casă. Subscriu, am de. Ok. Grupul Arcelic s-a înființat în anul 1955 la Istanbul, iar prima unitate de producție a fost înființată în 1959, aceasta fiind și prima fabrică de mașini de spălat. În anii următori, grupul își extinde zona de producție cu fabrici de frigidere și de compresoare în diferite țări și achiziționează branduri naționale, bineînțeles aici vorbind și de Arctic, și continuă investițiile până în prezent, ultimele două fiind acum o lună achiziționarea grupului Hitachi Global Life Solutions, cu toate unitățile de producție, și acum două săptămâni, achiziționarea brandului Whirlpool în Turcia. Arctic în România deține două unități de producție, o fabrică de frigidere la Găiești și o fabrică de mașini de spălat la Ulm, având aproximativ 5.500 de angajați și subcontractori și o cifră de afaceri ajunsă la aproape 1 miliard de euro în anul 2020. Revenind la tema discuției de astăzi de leadership, noua realitate, pot spune că și noi am trecut și încă mai trecem printr-o adaptare la un stil diferit de muncă, care pentru noi, ca și pentru mulți alții, a început acum un an în luna martie. Și noi, ca și organizație, am trecut de la un stil de leadership old school la un stil nou, i-aș spune eu. O să vă dau câteva exemple din ceea ce a însemnat pentru noi această schimbare. În primul și în primul rând a însemnat o trecere de la o comunicare directă, face-to-face, la o comunicare virtuală, mult mai amplă și mult mai detaliată, orientată spre angajați și nevoile lor. Întâlnirile față în față au dispărut de mai bine de un an și toate ședințele s-au mutat în spațiul online. Mult mai greu de gestionat și încercând să îmbine calendare mult mai aglomerate. Ne-am mutat de la o infrastructură ocazională la o infrastructură obligatorie, unde am defendit dependenți de Wi-Fi și rețele remote. Am renunțat la socializarea din pauze și cumva am devenit codependenți de o relaționare virtuală. Per total, am schimbat un mediu de lucru stabil și controlat la un mediu de criză, de schimbare, de mult mai multă colaborare, fie ea și virtuală. Prin această adaptare la un nou stil de leadership, am fost nevoiți să implementăm și măsuri de prevenție, bineînțeles, foarte stricte pentru angajați, dar și programe care să vină în întâmpinarea noilor nevoi ale angajaților. Astăzi o să vă prezint aceste măsuri de prevenție pe care noi le-am implementat în toate locațiile noastre și două din proiectele de care vă menționam mai devreme.
Așa cum se vede pe acest slide, am pus în aplicare toate măsurile de prevenție necesare recomandate de către autoritățile locale. Am intensificat măsurile de igienă pentru toți angajații prin acordarea de kituri individuale de igienă. Organizăm traininguri periodice cu privire la importanța respectării tuturor normelor în vigoare. Dezinfectăm toate spațiile comune la fiecare 2 ore, iar la fiecare 2 săptămâni se face o dezinfecție generală. Un alt lucru de care sunt foarte mândră este faptul că dezinfectăm toate tirurile care intră pe porțile noastre cu soluții speciale, indiferent de zona de proveniență, tocmai ca să ne asigurăm că produsele cu care angajații noștri vin în contact nu sunt într-un fel contaminate. Așa cum am mai spus, comunicarea deschisă cu angajații a fost vitală pentru noi. Aici am creat o adresă de mail dedicată angajaților noștri pentru a ne adresa întrebări sau nelămuriri. Zilnic, echipa de resurse umane trimite informări cu privire la măsurile care se impun în această perioadă. Am creat o secțiune dedicată COVID pe intranetul companiei, unde angajații pot consulta ultimele infografice, statistici sau informații care vin de la OMS. Bineînțeles că ne-au ajutat foarte mult și inteligența artificială și robotizarea de care noi avem parte în fabrica de la Ulm. Aceasta cumva venind în ajutorul nostru, tocmai ca angajații să nu vină în contact direct cu anumite componente sau părți ce ar putea fi contaminate. Și în continuare aș vrea să vă arăt cum arată o zi din viața unui angajat Arctic în această perioadă de pandemie.
Ok. Mihai, se vede prezentarea? Se vede foarte bine, da. Ok, bun. Al doilea proiect de care vorbeam la începutul prezentării este faimosul work from home sau telemunca sau remote, cum mi se mai spune. Mai nou, noi avem și muncă hibrid. Este adevărat că fiind o companie care activează în zona de producție, atât work from home, cât și munca în sistem hibrid nu a fost accesibilă pentru toți angajații, ci doar pentru cei din TESA. Deși sunt foarte sigură că mulți dintre colegii mei din zona de producție și-ar fi dorit să beneficieze și ei de acest program. Programul Work from Home a fost implementat de noi chiar de la începutul pandemiei și a venit, bineînțeles, și el cu un set de provocări întâmpinate de noi. O să vă menționez câteva dintre ele. Pe primul loc a fost, bineînțeles, tehnologia și procesele de business, unde au fost nevoie de investiții suplimentare pentru a asigura dotarea resurselor celor care lucrau de acasă. Monitorizarea progresului și obișnuința de a înregistra timpul lucrat în dauna rezultatelor parțiale sau finale, atitudinea și abilitățile de comunicare în mediul virtual a fost o încercare destul de grea pentru noi. Ședințele online, bineînțeles, de care toată lumea vorbește, au devenit și ele nu doar o obișnuință, dar un must care s-a transformat în oboseală, în frustrare sau în, mai spunem noi, ședința doar de ascultat. Provocarea cea mai mare pentru manageri a fost să lucreze cu oameni care nu își deschideau camerele sau microfonul, iar această activitate s-a transformat într-o multiplicare a efortului de leadership, însoțit de o frustrare venită din lipsa de reacții vizibile. Stilul de conducere, reducerea controlului, dar și o mai mare încredere pentru autonomie, deschiderea către opinii și feedback de jos în sus și nu invers cum eram noi obișnuiți, bineînțeles. Asta a fost o altă provocare. Așa cum vă povesteam la început, am ajuns și în punctul în care să ne întoarcem la birou, în sistem hibrid deocamdată, ce-i drept, dar ne bucurăm de colegii care au revenit și de interacțiunea umană care ne-a lipsit foarte mult pe parcursul acestui an. Pentru această revenire am menținut și menținem în continuare toate măsurile de securitate și de sănătate pe care le-ați văzut și în filmulețul anterior, la care am mai adăugat câteva elemente cheie foarte importante pentru noi, și anume, am reamenajat toate locurile de muncă pentru ca angajații să se simtă în siguranță și să vină cu încredere înapoi la birou. Am implementat o campanie de vaccinare pentru angajați, cât și pentru membrii familiei. Efectuăm periodic audite interne pe zona de COVID și pe măsurile de prevenție și acordăm un focus mult mai mare pe work-life balance, pentru că considerăm că este foarte important ca angajații să-și găsească acel echilibru între a veni la birou și a petrece acel extra timp cu familia și cu prietenii. Al treilea proiect de care vă spuneam la începutul prezentării se numește Safety Star și este un nou sistem de premiere pentru siguranța și sănătatea în muncă, la nivel de shop floor, implementat în ambele fabrici. Proiectul are ca obiectiv, pe lângă clasicul zero accidente de muncă, care este pe primul loc în orice unitate de producție, asumarea responsabilității la nivel de operator, individual și ca echipă, în tot ceea ce înseamnă siguranță și sănătate în muncă. În acest fel, noi am mutat clasicul stil de leadership de sus în jos în noul stil de leadership de jos în sus, care acordă o mai mare autonomie și responsabilizează atât individul, dar și echipa în toate procesele de siguranță, de îmbunătățire și de conștientizare, pentru că noi ne dorim ca toți angajații noștri să conștientizeze că nu mai este ce a fost și că te îndreptăm către un nou stil de muncă, unul care este încă necunoscut chiar și pentru noi, dar la care încercăm cu toții să ne adaptăm. Programul este construit pentru a obține atât rezultate individuale, așa cum spuneam, dar și de echipă, transformate în puncte.
iar la final de an aceste puncte sunt valorificate în sume acordate atât angajatului cât și echipei din care face parte, iar sumele pot fi folosite pentru activități de echipă și întoarcerea la ceea ce cândva numeam noi ieșiri în echipă sau team building-uri sau activități cu departamentul. În concluzie, aș vrea să mai adaug că indiferent de stilul de leadership pe care îl alegem noi ca persoane sau compania în care activăm, recomandarea mea este să rămânem autentici și să nu ne abatem de la valorile individuale în care credem. Cam asta a fost. Mulțumim mult, Patricia. Dacă sunt întrebări, o să vă dau spațiu să puneți întrebări în zona de Q&A sau în zona de chat. Până atunci, mi se pare, simt întotdeauna așa plăcut și mi-amintesc de echipele când eram în HR și pe care le conduceam în zona asta de producție. Cu health and safety și cu tot ce trebuia să facem acolo și cu the real deal, adică, domne, ok, avem învățare pentru lideri, dar avem și legători de sarcină și avem și simulări efectiv de cum se face producția și avem și niște lucruri concrete pe care le facem și cum conducem acolo. Și mi-a rămas în schimb din bucata hibridă ce ai zis cu conexiunea, apropo de ecrane, și de a avea până la urmă un retur, a avea un feedback de la oameni. Știu cât de greu este pentru mine asta ca trainer, efectiv să vorbesc așa ca Andreea Esca la televizor cu prompterul și să n-am neapărat un retur de la participant, să n-ai feedback-ul ăla din sală pe care l-ai și tocmai de-aia noi contractăm în ghilimele și cu HR-ul, dar vorbim cu participanții în lansare, să ne auzim unii pe alții. Cum ați reușit voi cu liderii să aveți totuși o conexiune pe care, nu, până la urmă să fie cât de cât autentică? Măi, este foarte greu. Pe de o parte, la noi echipa este împărțită, ca să spun așa. Avem, așa cum am spus, aproximativ 5500 de angajați. Marea majoritate activează în fabrici, da, unde nu s-a putut aplica nici munca hibrid, nici work from home, că ăsta este domeniul în care lucrăm. Pentru TESA, într-adevăr, s-a putut aplica și acum încet, încet ne revenim, să spunem, la un normal sau la o muncă hibrid, unde putem lucra 2 zile de acasă și restul la birou. Bineînțeles că noi ne dorim să ne întoarcem cu totul. Și eu, ca și Madi, aud povești fiecare zi de la colegi cum că lucrez mai mult acum în mediul online decât lucram înainte. Prefer să vin la birou. Își doresc foarte mult conexiunea aceea cu colegii, pauzele acelea de cafea, interacțiunea aia umană care cred că ne lipsește tuturor, ședințele online care, într-adevăr, în momentul de față ne ocupă mai tot timpul, pentru că la noi totul s-a mutat în mediul online și este destul de greu să te conectezi, mai ales dacă ai o echipă în mai multe locații. Și cazul meu este acela, eu am echipa împărțită în toate locațiile Arctic, dar cu toate astea prefer ca 2-3 zile pe săptămână să mă duc în locații fizic, să renunț la acest mediu online și ședințe în lumea asta virtuală, pentru că nu, mi se pare că nu mai simt oamenii așa cum îi simțeam înainte și mi se pare că cumva parcă se creează așa un zid între mine și echipă. Dar încercăm să ne adaptăm. Eu sper din tot sufletul să ne întoarcem la o normalitate, poate nu așa cum o știam noi înainte de pandemie, dar să ne întoarcem totuși fizic cu toții la birou. Super, mersi mult, Patricia. Uite, apropo de asta, ai anticipat întrebarea, a venit aici o întrebare cu cum s-a schimbat focusul work-life balance, cum era înainte și cum e acum. Da, păi, repet, colegii mei îmi spun că acum, mai mult ca niciodată, lucrează mult mai multe ore fizic, deși stau în fața calculatorului și în mediul online decât înainte.
Cred că cu toții am fost afectați de acest work-life balance, care, din punctul meu de vedere, de aia se și numește work-life balance, că trebuie să existe o balanță între munca pe care o facem fiecare dintre noi și acel timp pe care îl alocăm familiei, copiilor, prietenilor, ieșitului, socializării, care acum mi se pare că nu mai există, din păcate. Nu mai există. Da, este diferit. Stăm mult mai mult, petrecem mult mai mult timp acasă. Și mi-aduc aminte, înainte de pandemie, mulți colegi spuneau: Doamne, ce bine ar fi să stau, să-mi iau o săptămână, să stau acasă, să nu fac nimic. Acum am avut ocazia să stăm cu toții acasă mai bine de un an. Și nu e bine. Ne plictisim, ne lipsesc acele lucruri care înainte de pandemie le aveam și pe care cumva le consideram că ni se cuvin. Interacțiunea umană, mi se pare, așa cum spunea și Madi, că se pierde foarte, foarte mult din interacțiunea umană și din colaborarea între echipe, în mod special. Totul devine mult mai impersonal. Ne vedem și noi acum pe un ecran și atât, nu mai simțim oamenii, nu mai simțim acele vibe-uri din conferințele. Mi-aduc aminte cum erau conferințele voastre live și panelul live și cum era să participi în sală alături de invitați. Eu găsesc avantaje și dezavantaje aici, e o treabă foarte duală așa în care mă uit, dar asta poate chiar facem o conferință pe tema asta, să vedem ce se întâmplă. M-aș întoarce la prezentare, pentru că mă întreb așa, tu ai zis un lucru foarte interesant, apropo de că a trebuit să tratăm nevoia de control și a trebuit să facem niște lucruri și practic să luăm lumină de jos în sus, da? Adică da. Să luăm până la urmă feedback-ul. Ce a contribuit cel mai mult ca liderii să asculte ce se întâmplă de jos în sus? Păi, în primul rând, o nevoie de a înțelege foarte bine ceea ce se întâmplă la nivel de shop floor. Înainte de pandemie, lucrurile erau pe stilul clasic. Ok, directivele erau de sus în jos, toată lumea respecta, numai că am observat în ultimul timp că, mă rog, oamenii se schimbă, cultura organizațională s-a schimbat, compania s-a schimbat. Cu toții am fost nevoiți să luăm decizii de azi pe azi sau de pe azi pe mâine, fără să ne punem problema, bine, dată fiind situația, fără să ne punem problema ce facem mai departe, cum afectează asta angajații noștri, cum afectează modul de lucru. Și atunci noi am început să primim feedback de la oameni, bineînțeles, imediat, deci nu fără dar și poate am început să primim feedback și am constatat că este o nevoie ca să schimbăm lucrurile, să-i ascultăm și pe ei și să vedem că ei sunt acolo, ei sunt în shop floor. Noi vedem imaginea de ansamblu, imaginea mare a pălăriei, dar ascultându-i pe ei și venind cu tot felul de idei din zona de producție și de shop floor, ne-am dat seama că trebuie să schimbăm și modul de leadership la care noi ne raportam până acum. Așa s-a născut și proiectul Safety Star, încercând să le dăm mai multă autonomie și mai multă încredere oamenilor din zona de producție și de shop floor, tocmai ca ei să vină cu idei de îmbunătățire și cu să conștientizeze mult mai bine ceea ce se întâmplă astăzi în zona de producție. Prin acest program noi îi motivăm pe ei să contribuie în fiecare zi cu idei și cu soluții de îmbunătățire la toate procesele care au loc în zona de producție. Super. Mulțumim mult de tot, Patricia. Mersi că ne-ai ancorat așa. Mulțumesc și eu. Și în realitate și în ceea ce urmează. Și mergem mai departe.